Bianca Rus arată din ce în ce mai bine după ce și-a operat stomacul. Voioasă și zâmbitoare, artista ne spune care este secretul ei pentru o siluetă de invidiat, de ce alimente se ferește bruneta, dar și dacă se confruntă sau nu cu pofte. She's a lady. Am slăbit 5 kg. Da, sunt bine sănătoasă. Încerc să mă mențin. Nu mai vreau să slăbesc, că e suficient. Câte kilograme ai acum? Ia-mă în brațe. 50 și ia. Ia-mă în brațe. Păi trebuie așa. 53, nu? Exact. Cum e? Te resimți așa după operație? Trebuie să mergi mult la sală? Ce mănânci? Că, în general, trebuie să te menții după o astfel de intervenție. Da, mănânc sănătos, mănânc puțin. De exemplu, astăzi am mâncat o salată de creveți cu un strop de dulce, fără uleiuri, fără nimic care să fie prăjit. Și ok, e o dietă bazată pe tot ce am eu nevoie, vitamine. Sport cât de des faci? Faci zilnic? Cum ai timp? Sport? Fac și sport. Iau în serios și sportul. Îmi place să mă încălzesc așa vreo 10-15 minuțele, după care bandă, tot ce înseamnă cardio sau stepper sau bicicletă. Am timp. Îmi fac timp. Da. Dar mai ai pofte, că știi că înainte... Orice om avea pofte, știi? Probabil și tu aveai anumite pofte. Îți plăcea să mai mănânci o shawarma, să mai mănânci un fast food. Îți mai ai pofte de ceva? Nu. Nu mi-e pofte de nimic. Dar nu mănânci tu o ciocolată? Adică n-ai și tu o plăcere vinovată acolo? Nu. Un favor din meu, eu pun.